îți mulțumim, Tată, că ne-ai adunat pe toți și îți mulțumim că ne vei binecuvânta și te rugăm, Tată, primește-ne așa cum suntem și deschide-ne inima și mintea să putem pricepe și înțelege cuvântul Tău. Și îți mulțumim, dorim să te lăudăm, să te preamărim, să-ți aducem mulțumirile noastre dintr-o inimă pe care Tu o curățești mai întâi de toate. Și îți mulțumim toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin. În numele Domnului Iisus și spre slava lui Dumnezeu, deschidem școala de sabat cu imnul 283. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El va fi ca un pom sădit lângă niște pâraie de apă care își dă rodul la timpul său și a cărui frunză nu se veștejește. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot să rămână în picioare la judecată, nici păcătoșii în adunarea celor drepți, căci Domnul cunoaște calea celor drepți, dar calea celor răi va pieri. Amin. Amin. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta cu noi toți. Îți mulțumim, Tată, pentru că
Tu ne-ai chemat aici, ai tăi suntem, de aceea te rugăm, Duhul Tău cel Sfânt, să-L reverși peste noi cu putere bogată și să ne ajuți, Tată, să plecăm înviorați de la fața Ta. Te rugăm să binecuvintești și familiile noastre, să binecuvintezi, Tată, toți bolnavii Tăi de pretutindeni și poporul Tău, bineînțeles. Te rugăm, Tată, să-ți reverși milă și dragoste, că încă un incident am auzit și în Franța ce s-a petrecut. Te rugăm, Tată, să fii și cu familiile acestea îndurerate și strigătul lor să le auzi și să-i mângâi pe toți. Ajută-ne și noi, Tată, să ne pocăim, pentru că Tu vestești chemarea Ta la pocăință. Ajută-ne, Tată, să ne cunoaștem timpul de cercetare, pe fiecare să ne cercetezi. Și, Tată, noi credem că tot ce începi Tu în noi, vei duce Tu la bun sfârșit. Îți mulțumim că ne asculți, rugăciunea aceasta am făcut-o stropită cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos, că Tu așa ne-ai învățat să ne rugăm unii pentru alții, să fim vindecați. Pentru toate îți mulțumim. Amin. Aș putea spune că acest sabat este un sabat plin de lacrimi și de durere la ceea ce am fost anunțată chiar dimineața de soțul meu, n-am deschis să văd ce se întâmplă, dar m-a anunțat cu durere și el a fost consternat la ceea ce a putut să vadă pe telefon, pe Facebook, la ce s-a întâmplat, tragedia din Franța. Și vedem încă o dată cum sunt secerate suflete prețioase ale lui Dumnezeu, care n-au mai apucat să mai audă sau au auzit vestea bună a Evangheliei. De aceea o să avem și un moment special de rugăciune pentru aceste familii și această tragedie. Și am avut așa un îndemn să citesc câteva versete pentru momentele normale și obișnuite de rugăciune. Și la un moment dat am zis că poate nu este potrivit, dar acum îmi dau seama că Dumnezeu mi le-a pregătit, neștiind de această veste. Dar cum ne-am obișnuit, în prima parte de ale rugăciunii, și cred că a sosit momentul când trebuie să avem momente și părtășii de rugăciune atât în biserică, și mi-aș dori din suflet ca biserica să fie plină, cât și rugăciuni în casele noastre. Este vremea de pe urmă. Este vremea că când cel rău face tot ce se poate ca să ia suflete, să le ia viața, tocmai ca să nu audă despre vestea Domnului Iisus Hristos și despre jertfa Lui, să se întoarcă la Dumnezeu și pe noi să ne poată scoate din ceea ce va urma. Avem cuvânt care ne spune că ne vom da sufletul de groază la anunțul unor vești, adică pur și simplu ne va sta inima pe loc. Este momentul să ne strângem inimi lângă inimi, umăr lângă umăr, și să putem striga la Dumnezeu. Este momentul să începem o adevărată viață de rugăciune, așa cum, dacă până acum, și vorbesc în primul rând pentru mine, am luat așa, ba în fugă, ba, acum este clar că trebuie, Domnul vine atât de repede. O să dau citire la câteva versete pentru a-L lăuda. Îl putem lăuda pe Dumnezeu și în necaz și în nenorocire? Da. Deci vom începe cu laudă și am să citesc un psalm. Lăudați pe Domnul, Psalmul 111. Voi lauda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururi aminte de legământul Lui. El a dat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporul Său
izbăvire, a așezat legământul său în veci, numele lui este sfânt și înfricoșător. Amin. Am să rog să ne, cine poate să se plece pe genunchi, cine nu, va rămâne pe picioare sau chiar așezat pentru cei în vârstă, și să putem să-L lăudăm în cuvinte foarte scurte, să-L lăudăm ca să dăm ocazia mai multor frați și surori să-L laude pe Dumnezeu. Și de la amvon se va spune un amin la sfârșit. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne, de această
Amin. 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 Te rugăm. Amin. Amin. Pentru partea a doua a rugăciunii, care va fi de cereri înaintea lui Dumnezeu, mijlociri, și în mod deosebit aș dori ca să ne rugăm mult pentru familiile îndurerate și pentru toți aceia care sunt în suferință din Franța și pentru cei care sunt în spitalul nostru, tot un astfel de lucru ce s-a fi întâmplat sau ce a fost acolo. Și probabil că nu numai Biserica Tei, cred că toate bisericile din țară se roagă în acest moment pentru nenorocirea care s-a bătut spre frații noștri din Franța. Or fi și frații noștri, oricum toți suntem frați, pentru că suntem făptura mâinilor lui Dumnezeu. Am să citesc câteva versete care chiar se potrivesc și am dat seama în dimineața aceasta. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile, și până în vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veci și în veac și în veci de veci. Până să aflu această veste, mă gândeam să cerem lui Dumnezeu ca, într-adevăr, vremea aceasta de strâmtorare care se apropie și noi probabil că încă mai avem o ceață pe ochi și nu o vedem. Vremurile acestea grele se apropie din ce în ce și noi trebuie să fim pregătiți pentru această vreme și îi spune că în această vreme în care noi suntem acum, cred, poporul tău, și aici pot să spun, cu îngăduința dumneavoastră și a lui Dumnezeu, poporul din tei, să fie găsit, va fi mântuit și anume, oricine va fi scris în carte. Să ne rugăm și să cerem Dumnezeu ca numele noastre să rămână în carte și să ne ajute ca alte nume să fie adăugate. Și să mai mulțumim că și să mai cerem Dumnezeu ca să fim înțelepți și să putem cei ce învață din Biserica Tei pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele și să fim și noi niște steluțe care să poată să se bucure Dumnezeu de noi, că aduce multe suflete și îi învățăm pe oameni. Și lucrul care se potrivesc foarte bine cu ceea ce spune Pavel în Evrei, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțin, foarte puțină vreme, și cel ce va veni, nu va zăbomi, va veni. Și cel neprincănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi,
Sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dăm înapoi ca să piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Să ne rugăm în continuare pentru, în primul rând, pentru această nenorocire care s-a abătut peste lume și vedem că din ce în ce și vom mai auzi probabil ca Domnul să intervină și să mijlocim pentru bolnavii din biserică, dar cel mai mult vă rog să mijlociți pentru acești oameni care au murit nevinovați, așa pus în ghilimele. Și pentru cei care sunt în spital la noi, cei care sunt la Arș, tinerii aceia, și să mai mijlocim și pentru soții Darvai, pentru nenea Andrei, care trece printr-o situație foarte grea, și să ne rugăm pentru ca aceste familie să întărească Dumnezeu și să slujesc unul pe altul și e destul de greu. Ne vom ridica pe picioare și la sfârșit se va spune un amin de la amvon. Te rugăm, Tată. Ai milă de planeta Pământ. Te rugăm, Tată. Îndură-te, Doamne, de familiile cărora le-a murit cineva. Te rugăm, Tată, te rugăm. Amin. Fă-te cunoscut că Tu ești Dumnezeu cerului și al pământului și la Tine este puterea, la Tine este viața. Da, Tată, te rugăm. Îți mulțumim din suflet pentru tot ce faci pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai avertizat și ne-ai spus. Așa este. Că sunteți mai buni ca ei. Da, da, așa este. Așa este, Tată. Te rugăm, Tată, te rugăm. Îți mulțumim din suflet că te avem pe Tine. Întărește-ne în cuvântul Tău și dorim să rămânem lângă Tine orice ar fi. Amin. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Amin. Să reperești peste cei care doresc lucrul acesta. Da, te rugăm, Tată. Îți mulțumim din suflet, Doamne, pentru toate. Și un lucru te rugăm, să te înduri de bolnavi. Te rugăm, Tată. Așa este, Doamne, te rugăm. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Te rugăm, Tată. Te rugăm. Amin. Amin, te rugăm, Tată. Da, Tată, te rugăm, Tată. Ca Tu să-i câștigi pentru împărăția Ta și să-i ajut să te cunoască. Îndură-te de ei și mângâie. Te rugăm, Tată. Amin. Întărește și îmbărbătează. Amin. Dar nu numai eu au nevoie, toți care suntem aici. Te rugăm. Fiecare are pe suflet de ceva. Despovărează-l Tu și bucură-te. Te rugăm, Tată. Și fii lăudat și amin. În continuare, Bunule Tată, te rugăm și pe cei dragi ai noștri care încă stau departe de Tine. Te rugăm pentru soții, soțiile, copiii care stau departe, copiii care s-au pierdut între timp. Te rugăm din suflet, cercetează Tu, adu un moment de cercetare. Așa cum ai lucrat în viața noastră, lucrează, Tată, cu dragoste, cu bunătate, cum numai Tu știi să lucrezi la inimile oamenilor. Adu-i, Tată, și pe ei în staulul Tău. Te rugăm din suflet. Ajută-ne să fim cu adevărat niște epistole vii și îți mulțumim că știm că vei face lucrul acesta, că te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. O perspectivă mai amplă. După absolvirea liceului, am lucrat ca evanghelist cu literatură 3 ani. Într-o zi am făcut o vizită la un spital și am zărit o persoană care îmi părea cunoscută. Era unul din foștii mei tovarăși de pahar, un prieten din copilărie, dar l-am recunoscut cu greu. Era bolnav de tuberculoză și de sida și era pe moarte. Am fost șocat să-l văd zăcând acolo inconștient. Era prea târziu să-i vorbesc despre Hristos.
M-a urmărit o vreme gândul că dacă m-aș fi împotrivit chemării lui Dumnezeu, aș fi putut ajunge la fel ca el. După câteva zile, vechiul meu prieten a murit. Experiența aceasta mi-a adâncit convingerea despre importanța de a răspunde chemării divine oricând și oriunde. Respingerea ei poate însemna moarte. Planul meu era să lucrez toată viața ca evanghelist cu literatura. Până la urmă, foaia tipărită m-a ajutat să-L cunosc pe Hristos. Însă conferința locală m-a solicitat să păstoresc 3 biserici. Nu aveam pregătire pastorală și nici nu-mi trecuse vreodată prin minte că aș putea face o astfel de lucrare. Mi-a fost greu să iau o decizie pentru că nu se potrivea deloc cu direcția în care credeam eu că mă conducea Dumnezeu. În final am acceptat. După câțiva ani de lucrare, conferința m-a îndemnat să mă înscriu la Universitatea Solusi. M-am înscris, iar în vacanțe am susținut întâlniri de evangelizare oriunde eram solicitat. S-a răspândit vestea că eram dispus să lucrez și am primit mai multe invitații. Am descoperit că îmi plăcea foarte mult acest tip de lucrare. În timpul unei prezentări, vorbitorul ne-a provocat să ne lărgim perspectiva despre modul în care ne poate folosi Dumnezeu în lucrarea sa. Nu vă puneți limite, spunea el, și nu-i puneți limite lui Dumnezeu. Cuvintele acestea au fost provocatoare pentru mine. Cum îmi puteam lărgi mai mult perspectiva despre ceea ce aștepta Dumnezeu de la mine? El făcuse deja cu mult mai mult decât mă gândisem vreodată că ar fi posibil. După câteva luni am fost solicitat să susțin o campanie de evangelizare în Africa de Sud. Când am verificat calendarul, mi-am dat seama că perioada stabilită cădea exact în sesiunea de examene. Nu le-am vorbit celor din Africa de Sud despre problema mea, pentru că mă rugasem ca Dumnezeu să-mi extindă teritoriul, dar am postit și m-am rugat ca El să facă posibilă plecarea. Eram convins că va găsi o cale. Nici perioada de desfășurare a evangelizării și nici sesiunea nu aveau cum să fie devansate. Dar Dumnezeu a lucrat pentru mine și am aflat că sesiunea a fost amânată cu o săptămână. Ce bucurie că puteam să slujesc în Africa de Sud și să susțin examenele fără probleme. Evangelizarea a fost o experiență binecuvântată. 19 persoane și-au predat viața lui Dumnezeu. Cât de adevărat este că Dumnezeu mi-a extins teritoriul, mi-a lărgit perspectiva și a transformat un păcătos într-un instrument al puterii sale. Amin.
Rezumatul studiului biblic din sabatul trecut, ce poartă titlul Simboluri și semnificații. Nu v-ați săturat uneori să spuneți aceleași și aceleași fraze unor persoane doar pentru a descoperi că le-au uitat, că le-a intrat pe ureche și le-a ieșit pe alta? V-ați întrebat, cum ar putea să țină minte ceea ce dumneavoastră le transmiteți, fiindcă este important și ar trebui să țină cont? Dumnezeu a avut totdeauna în vedere faptul că oamenii păcătoși și în special cei din poporul său au uitat repede cuvintele sale. Nu numai că le uitau, fiindcă le neglijau, le uitau intenționat, pentru că mesajele de pocăință ale profeților erau neplăcute. De aceea și-a însărcinat profeții și mesagerii să folosească diverse simboluri a căror semnificație urma să fie dată tot prin aceiași profeți. Aceste simboluri urmau să revină în memoria conducătorilor religioși de fiecare dată când urmau să intre în contact cu ele. Cain și Abel au avut jertfele lor, ale căror semnificații au fost permanent o lecție pentru credincioși. Jertfa fără sânge a lui Cain, opusă jertfei cu sânge a lui Abel, două tipuri de credincioși, unul încrezându-se în sine și în roadele muncii sale, altul încrezându-se în viața dată în locul său de altcineva. Însă atunci când îi revine lui Ieremia rândul de a folosi simboluri, ambele punctând spre un viitor nefavorabil poporului lui Dumnezeu, profetul cumpără, apoi sparge în zeci de cioburi un vas de la olar, făcându-l inutilizabil, vestind apoi soarta Ierusalimului și a poporului, irreversibilitatea distrugerii lor și a templului. Deși cunoaștem că templul urma să fie refăcut mai târziu, pentru generația actuală nu se mai putea face nimic. Soarta lor era pecetluită. Dacă nu se pocăiau, și nu s-au pocăit. Cu altă ocazie, Ieremia folosește un brâu pe care îl poartă, apoi îl ascunde lângă o apă curgătoare, brâul stricându-se. Ceea ce Israel trebuia să înțeleagă era faptul că, deși erau dragi lui Dumnezeu, deși Dumnezeu i-a ales și i-a lipit de el, de inima sa, totuși urmau să fie distruși. Iar în ilustrația cu olarul, ce face vase potrivit voinței sale, Dumnezeu arată că este la cârmă, iar scopurile sale se împlinesc cu toți, buni și răi, credincioși și necredincioși. Dumnezeu nu pierde niciodată, oamenii pierd. Atunci când își imaginează că sunt invincibili. Dumnezeu nu depinde de noi. Noi depindem în totul de El. Amin. Astăzi vom studia despre criza din perioada profetului Ieremia, despre apelul său la pocăință, la renunțarea la păcat și acceptarea mântuirii oferite de Dumnezeu tuturor. Vă dorim un studiu binecuvântat. Amin.